Bună seara și bun venit la Business Up. Astăzi avem plăcerea de a-l avea ca invitat pe Boris Foca, președintele Camerei de Comerț și Industrie Moldova-China. Vom discuta despre primul eveniment economic dedicat creierii unui centru de sprijin în Moldova pentru reconstrucția Ucrainei, alături de reprezentanții ai guvernelor din Moldova și Ucraina, precum și de partenerii europeni. Vom explora modul în care Moldova poate contribui la acest efort major și cum poate deveni o verigă esențială în furnizarea de bunuri și produse esențiale pentru Ucraina. Stați alături de noi pentru o discuție captivantă despre oportunități, provocări și perspective. Boris, te salut și binevenit la Business Up! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Evenimentul din 21 iunie e unul foarte, foarte actual. Contextul de război din Ucraina, pe de parte, înseamnă foarte multe tragedii, pe de altă parte, vine cu foarte multe oportunități. Așa e bine cunoscut de când e istoria oamenilor. Războaiele au venit și cu durere, dar și cu oportunități de afaceri. Despre ce este evenimentul din 21 iunie și ce scop v-ați propus? În data de 21 iunie, în parteneriat împreună cu alte camere bilaterale, Moldova-Franța, Moldova-Italia, Moldova-China, Asociația Investitorilor Români, cu suportul Agenției de Investiții de la Chișinău, cu suportul Agenției de Investiții din Ucraina, realizăm acest eveniment, Reconstrucția Ucrainei, rolul Republicii Moldova, ca un răspuns la solicitările business-ului autohton. Deci, cred că am putea rolul acestui eveniment să-l împărțim în două. Pe de o parte, tot mai des fiind și interacționând cu multe companii locale, mereu se punea problema. Cum putem ajuta Ucraina? Cum putem ajuta în așa fel încât să aibă și Republica Moldova? Deci întrebarea nu este despre din cum asta. Putem beneficia de pe seama războiului, nu, dar nici, este nici vorba. Merge vorba de a ajuta Ucraina și de a face chestia asta corectă, într-așa manieră în care toată lumea să aibă de câștigat. Dar în primul rând focusul este pe Ucraina. Pe de altă parte avem acele discuții. Cred că Republica Moldova, dacă să vorbim despre China, are peste 30 de ani de discuții, de întâlniri, de ședințe legate de oportunitățile chineze de a investi, oportunitatea de a investi în Republica Moldova. Nu s-au soldat până acum multe discuții cu nimic. Având acest climat geopolitic actual, permite și deschide o nouă atractivitate a regiunii noastre pentru investitorii din afara țării. Și nu mă refer doar la chinezi. Eu cred că toată lumea care este interesantă să participe la acest proces amplu de reconstrucție sesizează că nu trebuie să așteptăm neapărat finalitatea războiului pentru a porni discuțiile, ci lucrurile se fac acum, lucrurile se fac în timp și pentru a-ți crea niște nișe, pentru a-ți crea o cale de acces spre piață, trebuie să o tatonăm de acum. În aceeași ordine de idei, zic că noi nu trebuie să așteptăm să ni se dicteze probabil că din afară și nu contează de unde, din est, din vest, când ar trebui să ne implicăm, cum ar trebui să ne implicăm. Și vorbesc din cunoștință de cauze, mă uit la relaționarea, pe exemplu, cu China. Indiferent de cine a fost la guvernare la noi și de factorul politic, business-ul și-a creat calea lui. Business-ul a adus produse, business-ul găsea modalități, când a fost și criza containerilor și foarte multe lucruri, totuși importurile din China nu au scăzut. Și nu vorbim doar de Republica Moldova, ci vorbim per global. Și datorită acestui fapt, cel puțin în ultimii 5 ani de zile, China s-a întărit foarte, foarte mult la nivel mondial. Fac o paralelă și cu evenimentul nostru. Exact, business-ul își caută calea lui de a accede, de a avea acces la acea piață care va fi una uriașă. Din estimările care sunt până în prezent, merge vorba de aproape 500 de miliarde care ar trebui astăzi investiți pentru a reconstrui ceea ce s-a dărâmat în timpul războiului. Este de lucru, cred că pentru toată lumea,
este de lucru și pentru chinezi, și pentru cei din Republica Moldova, și francezi, și români, și italieni. Noi, Republica Moldova, nu avem foarte multe ce propune în toată această ecuație. Noi avem vecini. Asta era întrebarea. Adică noi suntem o economie de 15 miliarde de dolari euro și reconstrucția Ucrainei 500-700, adică se vehiculează exact. Mai multe, adică sute de miliarde. Adică nu trebuie, nu putem foarte mult ajuta decât cu gândul, ideea și cu ce avem, din puținul pe care îl avem. Din aceste considerente, noi încercăm să venim cu o viziune a rolului Republicii Moldova. O viziune clară, cu niște scenarii clare. Scenariul 1, scenariul dacă Ucraina va avea acces la Marea Neagră. Ce se întâmplă dacă Ucrainei va fi luat acest acces? Ne place sau nu poate fi un scenariu? Republica Moldova, businessul de aici, trebuie să ia în considerație absolut toate elementele, pentru că când merge vorba de bani, nu poți sta la dubii să fac sau nu. Deci ai un plan clar, varianta 1 sau varianta 2. Varianta 3 nu există. Și din aceste considerente, împreună cu colegii am tatonat și am găsit această oportunitate. Am zis că cred că un prim plan, având niște idei la bază, trebuie să discutăm și cu partea ucraineană. Sigur, putem merge pe formula de idei B2B-uri sau întâlniri private. Dar cred că cel mai corect ar fi dacă și partea ucraineană ar da un semnal prin conferința noastră și dacă primim acest semnal pozitiv pe mai multe segmente, pe toate cele topicuri care ni le-am propus să fie discutate, cred că ar deschide foarte mult și ar da o claritate lucrurilor. Cine suntem, ce așteptări pot fi de la Republica Moldova? Că cu siguranță și partea ucraineană are niște viziuni, cum am putea noi să-i ajutăm? Ei și la moment se descurcă și cu colegii din România, și cu Polonia, și cu multe alte state. De asta trebuie, știți, spus, nu doar, sigur că noi avem, mai peste tot este interesul nostru național, mai sus de tot, dar trebuie să auzim și care sunt necesitățile, care sunt realitățile, ca să găsim acea balanță de viziune pentru a putea coopera. Doar o balanță sănătoasă ar putea să ne ajute și pe noi să ne revenim un pic economic, știm situația în care ne aflăm, nu este una din cele mai bune. Dar avem de ales, ori ne plângem, ori facem careva acțiuni clare și încercăm să avem un plan bine structurat și argumentat. Să revin la întrebarea dumneavoastră, ce poate oferi Republica Moldova? Republica Moldova, în primul rând, servicii. Și când vorbesc de zona de servicii, noi am tatonat o viziune, un concept cu denumirea Rebuild Ukraine South Gate. Noi suntem partea de sud, suntem poarta de sud a reconstrucției Ucrainei și noi putem fi acel mediator care, pe de o parte, menține legătura cu instituțiile din Ucraina și nu doar cu instituțiile. Deschid o paranteză, la evenimentul nostru am invitat și asociații de profil, cum ar fi Asociația Confederația Constructorilor din Ucraina, care întrunește peste 1000 de companii mari din toate domeniile de construcții, asiguratori, bănci, inclusiv, okay. Pentru a discuta că... Ați și bani și garanții? Absolut, absolut. Pentru a putea comunica, pentru că reconstrucția Ucrainei nu implică și nu-i doar despre guvern. Dar accentul trebuie să fie pe zona de business, pentru că sunt multe, cum au arătat datele la finele anului trecut, Ucraina are o creștere economică de 5%, mult mai mare ca a noastră. Respectiv, anumite lucruri, da, bun, să nu uităm că economice, pleacă și de la o bază foarte, foarte joasă, după 30%, peste 30%. Bineînțeles, de la bineînțeles. Războiului. Nu neg acest fapt, dar însă și dar eu, aceste date, pe timp de război, eu reușit, în măsura în care sunt, în care se află ucrainenii la moment, este o reușită și aceasta ne demonstrează că întreg exercițiul financiar, economic, este valid și funcționează ok. Motiv pentru care noi trebuie să interacționăm la două nivele. Trebuie să avem o claritate la nivel de politici cu partea guvernamentală și trebuie să avem o claritate practică cu businessul ucrainean. Pentru că, după experiențele care sunt și în statele europene și în Republica Moldova, cine câștigă cele mai mari licitații?
Marea majoritate, fie este un joint venture, fie sunt companii locale care lucrează peste 20-30 de ani în piață, cunosc foarte bine lucru. Targetul nostru este să ajungem și la acele companii care au nevoie de resurse, care au nevoie de utilaje. Știm dificultatea prin care trece poporul ucrainean și mai ales bărbații când trebuie să iasă din țară. Sunt foarte multe restricții la ei, motiv pentru care noi aceste servicii trebuie să le aducem cât mai aproape de granița Ucrainei. Sau puțin avem servicii de transport, de exemplu, șoferii de Republica Moldova știu că, bun, cu riscul propriei vieți, uneori transportă combustibil spre Ucraina, care limitează tehnica agricolă, tehnica militară, da? Susține eforturile Ucrainei. Vreau să rămânem un pic pe zona aceasta guvernamentală, pentru că tu ai spus că inițiativa a venit din mediul de afaceri, adică a fost privată, toți se interesează, toți aud știrile, toți aud discuțiile, planurile, da? Cifrele sunt impunătoare, pentru că și distrugerile sunt la scară foarte mare. Pe de parte aveam avantajul că Republica Moldova, cum ai spus și tu, este poarta de sud și suntem cel mai aproape, dacă luăm pe linie dreaptă, de zona conflictului și orașele care sunt bombardate, inclusiv portul Odessa, care în momentul dat, da, nu este de plin funcțional. Dar vreau să întreb, pe zona guvernamentală am văzut că vor participa și Agenția de Investiții din Ucraina, Agenția de Investiții din Republica Moldova. Deci două structuri guvernamentale și vor susține discuțiile din acest for, din acest eveniment. Care sunt așteptările voastre? Care sunt așteptările mele de afaceri? Adică cu ce ar trebui să continue forumul, de exemplu, da? Au loc discuții, tu ai spus despre întâlniri de la business la business, Republica Moldova, Camera franceză, Italia, România, alte țări, camerele din asociațiile din Ucraina, da? Ce așteptări aveți voi după eveniment, adică, sau care sunt următorii pași, cum îi vedeți, dacă se văd deja? Sigur, noi, dacă să vorbim, aș împarte întrebarea în două. Pe de o parte, rolul agențiilor guvernamentale de investiții, atât din Republica Moldova, cât și din Ucraina. Dacă ne referim la agenția de stat din agenție de investiții de la noi, avem un suport destul de mare de la ei, tot ce ține de partea și implicarea speakerilor, de exemplu, din partea guvernului. Solicităm și viziunea lor și suportul când este cazul. Pe de altă parte, dacă vorbim că la evenimentul care îl facem, avem invitați foarte mult potențiali investitori, care le este interesant, care dețin banii. Lucru cu investitorii, îl avem noi asociațiile de profil și, bineînțeles, din partea statului este agenția de investiții, însăși după denumire. Ei au menirea... Toți așteaptă niște semnale, exact, inclusiv de la stat, pentru că acolo sunt și bugetele, totuși război este gestionat de statul ucrainean, da? Și atunci mediul privat vine să susțină eforturile. Da, plus că, să nu uităm, război presupune o schimbare a realităților de la lună la lună. Nu se explode ce e cum zi de zi. Adică absolut. Ceea ce a fost prioritar o lună urmă s-ar putea să nu fie actual acum. Motiv pentru care, ca să nu ne bazăm doar pe sursele sau pe chestiile informaționale, pentru că foarte bine cunoaștem, internetul este plin de surse care dau date reale, mai puțin reale, mergem pe ideea ca să ne povestească însăși agenției de investiții care sunt nișele de bază, care sunt solicitările ucrainenilor, cum poate fi structurată și care sunt prioritățile lor în următoarele luni de investiții. Deci în acest moment, cei de la Agenția de Investiții din Republica Moldova țin foarte aproape relația cu Agenția de Investiții din Ucraina, din câte înțeleg, și adună, să zicem, această listă, da? Un fel de deviz de ce este nevoie în Ucraina pentru a ști cu ce pot contribui din partea mea de afaceri local, dar și din partea investitorilor străini care sunt interesați să vină în această zonă pentru a folosi Moldova această cu platformă. Această listă o facem și va fi început. Ea va apărea și în cadrul forumului. După finalitatea forumului, la moment fiecare are atribuțiile sale. Republica Moldova și Agenția de Investiții reprezintă interesele noastre naționale și modul prin care noi putem atrage și ce putem oferi potențialor investitori aici pentru a-și plasa producția, care poate fi livrată foarte scurt timp, 4, 6, maxim 8 ore, cred că în toate regiunile Ucrainei în caz de necesitate. Okay. Agenția din Ucraina își face tema pentru a ne spune ce ar trebui amplasat în Republica Moldova, care sunt așteptările ucrainenilor și de a stabili de comun acord un mecanism viabil, pentru că nu este suficient să aduci marfă aici. Este important marfa să fie calitativă, trebuie să înțelegem mecanismele de plată, trebuie să înțelegem
că în timp de război nu există garanții, nu există asigurări din partea, inclusiv a companiilor de asigurări. Presupunem că tu ai procurat 3 tiruri de anumit produs și îl duci, dacă se întâmplă ceva pe drum, cine e vinovat? Da, deci asigurarea mărfii e într-adevăr o problemă, deși ca oportunitate de afaceri sau ca nevoie de a ajuta, da, și a delivra mărfa, ea rămâne oricum în vigoare. Și absolut, cu transportul local și cu șoferii străini, pentru că cei din Ucraina sunt pasibili să intre în forțele armate deja, adică, da? Bun, dacă rămânem un pic pe zona asta de produse, noi am văzut că de la începutul conflictului în Ucraina, noi am devenit din neto importatori în Ucraina de produse, neto exportatori deja, datorită, bun, în mare parte produselor de combustibililor, da? Dar am văzut că a crescut și un pic exportul de fructe în Ucraina. Nu știu, să vedem, materiale de construcții, ce ar mai fi nevoie? Uite, pe zona de servicii, tu ai spus foarte important și eu știu că ucrainienii merg inclusiv în alte țări europene și caută exemple de cum pot, de exemplu, recupera resursa umană. Foarte mulți oameni răniți, schilodiți, deci au nevoie de recuperări și atunci partea asta de medicină, da, privată sau și de stat se poate implica, pentru că deci ei nu au atâtea locuri în spitale sau de recuperare pentru cei care vor avea nevoie și foarte mulți oameni, cred că vor fi zeci de mii care vor avea nevoie de recuperare. Deci noi avem o ofertă și pe zona asta, cu ce ar mai fi? Infrastructura electrică, da? Adică termocentralele sunt bombardate constant. Exact, ca să fac o trecere în revistă, deci noi vorbim și avem prioritățile segmentul energetic. Da. Segmentul energetic, sigur, el are diferite nivele. Dacă vorbim de nivel guvernamental, merge vorba de interconectivitate și alte aspecte. Când e mijlocit, gaz, exact, electricitate, acolo unde este nevoie. Unde când vorbim de zona privată, tot mai multe companii, inclusiv acum avem și invitat o asociație de Green Energy din Ucraina, una din cele mai mari care participă inclusiv la consultările cu Uniunea Europeană și la ei, la fel, acum sunt foarte activi. I-am găsit că la multe consultări pe partea de armonizare a legislației ucrainene, această instituție, asociație este implicată, de asta avem plăcerea să auzim și părerile lor de cooperare, dar dânșii ne-au informat că, necântând că este război, mi-au zis și un nume a unei companii din Coreea, care la moment construiește pe teritoriul Ucrainei parcuri de eoliene și fotovoltaice. Pe timp de război. Pe timp de război. Exact, okay. În timpul ăsta și de asta... E investiție privată sau investiția statului ucrainean? Nu, e privată. E o investiție privată, de asta sunt destule companii europene și nu doar, care la moment activează și sunt destul de activi pe teritoriul Ucrainei, necătând la situația în care ne aflăm. La o întrebare simplă, risc mi s-a pus în față avantaje. Adică, ok, da, este risc, doar că dacă eu pe timp normal pot să-mi asum un profit de un 10-20%, acum mai merg pe 200, 300, 400 de ori mai mult profitul decât ar fi o situație normală. Sunt riscuri, dar sunt și avantaje financiare. În perioada asta să-ți asumi, să-ți ocupi o nișă în care poate că pentru noi probabil că este una din cele mai bune perioade dacă să vorbim din punct de vedere strict economic, ce? Nu știu în ce manieră, de exemplu, sau în ce scenariu portul Odessa ar fi putut închis. Moldova să-și deschidă porțile și nu doar pentru trafic. Avem o oportunitate și avem o necesitate foarte mare de hub-uri logistice. Procesul de reconstrucție a Ucrainei va însemna un val foarte mare de materiale de construcție. Partea Ucrainei nu este suficient de cunoscută, nu suficient teren a fost dezminat și este pregătit pentru acea, pentru mare reconstrucție. Da? Republica Moldova poate fi ca o platformă, dar noi avem nevoie de investiții în asemenea zone, amplasamente, unde să ai și o conectare la cale ferată, unde să ai și un acces foarte ușor la un drum european, unde să ai hale, dacă vorbim de produse congelate, și să fie cât de cât un anumit volum plauzibil. Pentru că vorbim de aceste zone, hub-uri logistice, poate fi folosite în două direcții. Vorbim ce pleacă în Ucraina și inclusiv ce exportă ucrainene, pentru că și Ucraina este o forță mondială în export și are destule de multe produse pe care
încă le exportă. Așa este. O să fac o trimitere la balanța comercială. Nu atât balanța comercială. Eu mă uitam la importurile Ucrainei pe anul 2023 din China. 1 miliard de euro pe lună. Sunt importurile din China. Doar din China. Păi vă dați seama... miliarde la nivel anual. Exact. Vă dați seama că doar cu un stat 1 miliard, ce volume de importuri sunt și dacă până acum întreaga coastă din partea nordică a Mării Negre era folosită pentru a primi aceste importuri sau exporturi, acum totul este blocat și se folosesc doar niște căi terestre, ok, și cale ferată. Suport este nevoie și toate mesajele oficiale și neoficiale și din partea României și din partea inclusiv a Statelor Unite și nu doar, pe toate căile posibile, se discută despre o necesitate de investiții în crearea acestor hub-uri pe teritoriul Republicii Moldova. Acum, rolul care încercăm să ne-l asumăm noi prin prisma acestei conferințe este de a, pe de o parte, de a porni cu înregistrarea la toți cei care au un spațiu, are o companie, are un depozit, are acces la cale ferată, pentru a pune la dispoziția potențialilor investitori un registru. De unde o luăm și cu ce o luăm. Ok, când vine mâine un investitor, trebuie să sunăm haotic la agenții de investiții. Dați-mi 2-3 propuneri. Ar fi asta sau asta. Și la noi, oricum, se adresează suficient, destul de multe persoane, inclusiv fizice, care ne spun, uite, am un teritoriu sau am procurat cândva o anumită hală care deține și un teritoriu, doar că nu am bani să mai fac nimic cu ea. Okay. Dați-mi o soluție. Și atunci, chestia de hub-uri logistice, cumva s-ar integra cu toate astea, dar trebuie să pornim cu ceva. Pentru ei de a intra în acest registru, de a veni către... În primul rând, de a crea un registru. Conferință, da, către platformă pentru a vedea discuțiile și să vadă dacă are sens să fie partea acestei liste de, să spun așa, de oameni de afaceri calificate pentru a fi implicate în această reconstrucție. Un lucru cert, un prim pas care trebuie făcut. Paralel cu aceasta, noi știm că inclusiv la nivel de limbă vorbită sunt disensiuni cu partea ucraineană și nu merg departe, ci inclusiv la unii colegi din România care îmi spuneau că uite, chiar dacă vorbim o engleză, ne vine mai greu să ne înțelegem. Noi putem fi foarte buni interlocutori și trebuie să ne asumăm acest angajament cât se poate de repede, să avem un anumit statut în care țările din jurul nostru și nu neapărat și din întreaga Uniune Europene ca să cunoască. Este un asemenea centru de Rebuild Ukraine South Gate la Chișinău în care tu poți apela, îți spun ce tip de licitații știu că există și încă ceva, Andrei, noi avem 2 persoane care la moment sunt în proces de a învăța cum se depune la o licitație în Ucraina în perioada actuală, ca să ajutăm investitorii să-și creeze pachetele de a depune la anumite licitații acolo, ca să fie și un serviciu contraplată acest lucru. Și anume, când vorbeam de servicii, la asta ne referim. Primim informații de la ucraineni, primim necesarul de care este ca să-l putem redistribui la potențiali investitori, inclusiv care vin la forum. Am înțeles. O să facem o scurtă pauză, după care discutăm în continuare despre implicarea companiilor și suportul pe care îl poate oferi acest centru. Prieteni, revenim în scurt timp după pauză de publicitate. Am revenit și continuăm discuțiile noastre cu Boris Foca, președintele Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova-China. Discutăm despre evenimentul din 21 iunie, conferința care este gândită pentru a crea o platformă de discuții și un centru pentru implicarea mediului de afaceri, dar și a structurilor guvernamentale în reconstrucția Ucrainei, care va urma, da? Dar și pentru a crea oportunități deja de suport pentru Ucraina din partea mediului de afaceri. Boris, până la pauză, tu spuneai despre acel centru care urmează să fie creat sau deja voi sunteți un punct de contact cu camera și aveți deja și o echipă pe care o pregătiți în sensul susținerii inițiativelor mediului de afaceri de a accesa, afla mai multe informații, a avea niște registre cu cei care sunt potențial disponibili de a se implica, da? Cu registre de produse, servicii și așa mai departe. Vreau să întreb un pic despre
Am văzut pe agenda evenimentului, aveți și, și tu ai menționat la începutul emisiunii despre asociațiile investitorilor din țările europene. Italia, Franța, România. Care este rolul partenerilor europeni în, în acest proiect? Cum, cum vedeți voi implicarea lor? Nu poți, sau eu cred că este foarte complicat să faci ceva de unul singur. Cu siguranță în partea de, de procesul de reconstrucție a Ucrainei, toată lumea își are locul său. Și haideți să luăm un exemplu. Din toți cei care sunt invitați la moment, cel mai îndepărtat de Republica Moldova este Italia. Împreună cu Camera de Comerț a Italiei, Republica Moldova, cu Camera Bilaterală Moldova-Italia, invităm potențiali investitori din Italia ca să participe la eveniment, cel puțin din sursele asociațiilor de business. Noi primim toate feedback-urile, sunt foarte pozitive referitor la, la acest eveniment. Mai mult ca atât, avem și un invitat, am trimis o invitație ambasadei consilierilor economici din corpul diplomatic de la Chișinău. Ambasada Italiei a fost receptivă, va veni la acest eveniment, dar a fost delegată o persoană din Agenția de Comerț Exterior a Italiei, ceea ce e un fapt destul de îmbucurător, că înțelegem nivelul de interes a guvernului italian vis-a-vis de această zonă de, de regională și mai ales sub aspect de, de business. Cu siguranță, companiile italiene care sunt deja în Republica Moldova au și ele un interes sporit, dar să nu uităm și în colegii din România. Mai mult ca atât, noi ne-am propus ca asemenea evenimente să încercăm ca să le multiplicăm și în aceste state. Probabil următorul să fie în România pe reconstrucție, okay. Să urmeze Italia, ulterior posibil Franța. Deci să mergeți și peste hotare pentru a informa mii de afaceri care nu reușește să ajungă la, la acest eveniment. Și exact. Evenimentele respective vor avea loc anul ăsta? Adică le planificați, nu știu... Cu România, cu siguranță, probabil va fi în acest an. Urmează să vedem ce ține de celelalte state, când, când vor fi pregătit suficient și publicul, cât și feedback-ul. Foarte mult contează nu de a bifa un eveniment, ci să aibă un impact real, să nu fie o chestie foarte îngustă pentru un anumit sector de companii. Noi ne dorim o implicare cât mai masivă, pentru că știm foarte bine că filtrele sunt într-atât de mari, că sunt din 10 cointeresați sau cred că din 50, dacă 1-2 de fapt vor rămâne până la final să facă ceva, și vă spun din experiență. Asta va fi un feedback pozitiv. De asta încercăm cât mai multe lume să implicăm, că înțelegem că oricum timpul îi va pune pe toate la, la locul său și din toți ăștia care acum și au avânt, probabil un 5% dacă vor rămânea, va fi foarte bine. Hai să vorbim un pic despre mediul de afaceri de Republica Moldova. Cum poate mediul de afaceri să se pregătească atât pentru eveniment, cât și pentru ceea ce ar urma să se întâmple? Dacă este interesat, dacă este capabil, dacă își dorește, are intenția, da, să valorifice atât dorința lor de a ajuta, cât și oportunitățile de afaceri, inclusiv să devină potențiale ținte pentru investiții, spre exemplu, da? Cei care sunt în zona Moldovei, cu terenuri, cu active imobiliare, cu echipamente și așa mai departe, sau cu anumite produceri. Andrei, asta este scopul la tot ceea ce facem. Noi vom avea, hai să zic așa, pe lângă multitudinea potențialilor investitori, noi avem partea noastră de care ne-am pregătit și mă refer aici la investitori din China, 10 companii clare, care unele din ele au rulaj de peste 1 miliard anul 2023, cu potențial enorm de investiții, doar că trebuie făcut atragerea asta de investiții, este important ca să urmăm niște pași în care ei să aibă niște convingeri că lucrurile într-adevăr se întâmplă, să aibă confirmări din partea Ucrainei, da, este nevoie de așa ceva, pot vedea Republica Moldova ca un, într-adevăr, ca un, o poartă de, de sud, de acces pentru segmentul de reconstrucție. Și acest puzzle îmbinat poate aduce rezultate. Noi ne-am pus ca și scop să am, știi, un pornesc de la un investitor care știm că l-am adus noi. Uite, Camera de Comerț, în timp de când, de 5 ani, de când lucrează, uite, are un investitor. Să dea Domnul să fie mai mulți. Dar scopul nostru este, și din când am pornit chestia epopeie cu conferința,
Am avut discuții neformale, inclusiv cu ei. Și atunci când s-a vorbit deja de tema Ucrainei, am văzut cum reacționează ei. Cum reacționau până atunci când, sincer să fiu, când până a fi subiectul Ucrainei inclus în comunicare și în joc, mereu mi spunea în față, uite, sunteți voi, aveți doi vecini, în România are fonduri europene, Ucraina avea 40 milioane de populație, de bine de rău, noi măcar piața locală o acoperim, o vindem, ăștia au produs un intern brut mai mare ca la voi și suntem acolo. Sau bag aici un milion, sau la voi, sau în partea dreaptă în Ucraina. Sincer, mi-era greu să vin cu contraargumente, să zic că fondurile nu sunt importante sau că 40 de milioane tot nu e important de locuitori și nu știu ce. Acum când zic, de fapt, ținta finală este Ucraina. Noi suntem ca o zonă, încă suntem în epava asta de securitate și că intenția și relaționarea pe care o are businessul din Republica Moldova cu businessul din Ucraina este mult mai eficientă dacă ar avea aceeași chină la direct. Pentru că știm că relațiile nu sunt cele mai bune, sunt privite cu mult scepticism la mijloc. Dar prin acest an, dacă veți urmări, cel puțin activitatea mea, m-am focusat mult mai mult pe zona europeană. Și am discutat cu companiile chineze din Uniunea Europeană. Întrebam și poziția lor. Cum văd? Sunt acceptați? Și ei spun, uite, noi vindem în Ucraina produse, dar vindem cel puțin prin 2-3 intermediari. Adică îmi cumpără cineva din Germania și îl revinde, sau îmi cumpără cineva din Polonia și îmi revinde produsele mele. Eu singur nu merg încolo. Rolul Republicii Moldova în cazul ăsta, la fel, să eliminăm maxim din zona de intermediar. Deci noi putem câștiga în două formule. O formulă în care se câștigă minim este de la cea chirie până la angajați și achita niște creare acestor hub-uri și atragerea investiției, pentru că a crea un hub ai nevoie de la, dacă vorbim, un hub multimodal, ceea ce nu-i încă în Republica Moldova, necesită niște investiții de câteva milioane bune de euro. Toate investițiile vor rămâne în Republica Moldova. Dacă vorbim de o asumare a unor investiții majore într-un anumit tip de produs, dar principala mea discuție cu toți potențialii investitori este să fie prețul corect. Că Ucraina oricum și acum primește foarte multe produse. Și ca să ne putem diferenția din ce au acum și ce le putem oferi este calitate și preț. Cu siguranță, în zona austeră în care se află Ucraina, vor căuta calitatea și prețul cel mai mic. Și dacă noi avem indirect informația că același produs se cumpără și trece prin 2-3 companii europene și ajunge în Ucraina, de ce să nu încercăm noi, din Republica Moldova, să-l oferim, să-l oferim exact la un preț corect pentru ucraineni? Asta este și rolul. Noi, ca și Camere de Comerț, am lăsat și pentru business autohton campanii ca de anul trecut, haideți să scoatem intermediarii din lanțul economic. Și am spus-o nu odată din acest fapt. De asta invităm companiile, haideți în China, faceți relaționarea directă cu fabrica pentru a avea un produs și un preț. Noi n-am avut așa posibilitate 30 de ani, pentru că era foarte simplu. Să trezești, să pleci la Odessa după marfă, să vii să o revinzi la noi în piață. Și nu era încestetea asta, dar și acum când lucrurile stau prost, am înțeles că și piața este pe pas de închidere acolo, te pune să te gândești, te pune să faci careva acțiuni. Și de asta încercăm să fim mai activi, vedem nișa, vedem interesul, înțelegem că lucrurile nu s-au acoperit totalmente, haideți să vă creăm acel mecanism, să ajungeți la în China, să găsiți un potențial furnizor, faceți un contract cu el și vindeți la direct, aveți o valoare pe produs adăugată mult mai mare. Exact situația cu reconstrucția. Zic, dragilor, voi puteți vinde tot așa sau veniți mult mai aproape, scoatem din lanțul intermediar mai multă lume și o să aibă și Ucraina un preț corect, produsul necesar și, din punct de vedere strategic, într-o perioadă foarte scurtă de timp, poate fi livrat absolut oriunde. Ai nevoie în câteva ore de produs, îl ai. Cam asta este rațiunea la tot ceea ce facem. Am înțeles. Legat de economia noastră locală, da, a Republicii Moldova, cum poate această inițiativă stimula dezvoltarea economiei locale? Cel mai bine, da? Dacă ne pricepem și o punem așa ca un element care noi facem ceva în acest sens. Noi acum o lună și jumătate în urmă, eu nu o să mă feresc să dau inclusiv nume, compania Sinotrac,
este o companie care e producătoare de truck-uri, care anul trecut au vândut în jur de 200.000 camioane, utilaje mari, grele de construcții. Deci și-au arătat disponibilitatea. Bine, în primul rând le este interesantă zona și aici inclusiv includem și Ucraina și au făcut un business plan și au zis că ok, noi regional și datorită în mare parte Ucrainei am putea vinde pe an 30.000 de unități. Motiv pentru care noi suntem cointeresați. Dar sunt prezenți acum în regiune? Sau nu, nu. Au fost, am avut întâlniri la diferite nivele, inclusiv la nivel guvernamental. Și atât este un exemplu și răspuns ca să creeze o fabrică de asamblare pentru a putea menține prețul produsului în jumătate la ceea ce este în piața europeană, la tiruri, la truck-uri. Atunci eu zic că el trebuie să vină dezasamblat și să-l asamblăm local. Okay. Mai mult ca atât, ei nu au o problemă. Și o parte de plus valoare din acest, exact, din fiecare camion poate rămâne aici cu noi și cu siguranță să ține economia locală. Absolut, absolut. Și din toți ăștia care vin, nu este de fiecare dată rentabil, de exemplu, alimentarea aceleași țevi de apă sau generatoare sau, dacă vorbim de transformatoare mari, el fiind foarte mari și fiind foarte voluminoase și grele, poate mai bine faci un punct de asamblare, să vină pe bucăți, le asamblezi aici și le trimiți mai departe. Noi avem foarte mult și am putea, eu cred că sunt foarte, foarte multe laturi care ar putea fi dezvoltate datorită acestei realități care o avem, doar că trebuie să fim pertinenți în ceea ce facem și trebuie să arătăm deschiderea. Eu mă mir de receptivitatea României pentru businessul din Ucraina, care au colocat, mai bine zis, foarte multe din businessurile de acolo. Cu păreri de rău, noi n-am reușit nimic să luăm. Ok. Această migrație. Haideți să încercăm în al doilea val. Haideți să ne implicăm măcar în partea asta de reconstrucție, să ne asumăm ceva. Că noi tot discutăm și când spuneam adineori că am fost în mai multe țări europene, am discutat cu businessul chinez de acolo, cum e relaționează. Întrebarea este, suntem prea mici, neinteresanți pentru migrația aceasta de afaceri? Sau nu am avut intenția și respectiv n-am vociferat-o, n-am avut o poziție, de aia cumva am fost săriți. Nu, nu neapărat că am fi prea mici, noi am fi cei mai îndemânate și pentru Ucraina. Ca teritorial suntem cei mai aproape. Ok, da, dar ce ofertă am avut noi pentru businessul de acolo? Din punctul meu de vedere, la câte, câte clădiri avem părăsite în toată țara, le putem da gratuit în 10 ani să o remodeleze. Au mai intrat și o zonă, cel puțin economică liberă, a intrat în insolvabilitate sau faliment, nu mai știu. Exact. Se întâmplă foarte multe lucruri astăzi în economie, la care noi trebuie să avem o reacție pe măsură. Bine, toată lumea știm că economia este ca un organism viu. Cineva pleacă, cineva vine, nu va fi niciodată o stabilitate și cu ăștia stăm 100 de ani. Absolut. Într-o zonă. Dar noi trebuie să avem și o ofertă și când spunem că noi suntem atractive din punct de vedere economic, noi trebuie să ne comparăm cu cineva. Ok, îi fi tu atractiv. Cu cine dacă ne comparăm? Cu o țară din Africa sau cu România care este vecin? Că eu vă spun cum chinezul mi-a arătat mie pe hartă. Ok, uite, asta e România, asta voi, asta e Ucraina. Aici am așa avantaje, aici am așa. La voi ce am? Are povestea mea cu zone economice, chestii, trestii și sunt destul de multe oferte mai tentante regional ca noi. Deci noi ori trebuie să regândim... Să în România și să traversezi teritoriul nostru de eventualitate decât să fie aici mai aproape. Exact. Noi trebuie regândit modul de a aborda potențialii investitori. Deci ofertele care sunt actuale nu de fiecare dată sunt cele mai bune. Și asta o arată și realitatea din economie, nu cred că doar eu. Cifrele o arată. Haideți să vedem cine vine, care este motivul că vin. În caz că pleacă, ok, dacă am înțelege motivul pentru care pleacă, haideți să lucrăm la cele lacune, pentru că asemenea plecări, în primul rând, ele, știți cum, informația se circulă și prin inclusiv prin mediul diplomatic, ok, exact, că au plecat. Exact. Și atunci când eu discut cu Sinotrac și încerc să-l conving să ajungă încoace, eu aștept că vor fi prezenți și la forum și voi avea și întrebarea, ok, dar am văzut că cineva pleacă, care e motivul? Trebuie să fim suficient de informați și să avem contraargumente pe măsură pentru a putea menține acel client. Și acel potențial investitor, interesul la toți este să avem o bunăstare.
aici. Dacă o să fii bunăstarea, nu te mai interesează foarte multe alte aspecte. Când lumea este ok, de la plecările din țară care sunt din ce în ce mai multe, insuficiența de resurse umane, până nu în ultimul rând, toate lucrurile astea ar putea fi stagnate dacă cât de cât se așează această balanță economică, dacă lucrurile începe a reveni la realitate, începe să crească un pic consumul în intern și atunci suntem ok. Și atât toate semnalele, asta ele obligatoriu trebuie corelate cu asociațiile de business. Pentru că nu de fiecare dată investitorii fug doar la guvernare. Vin la noi. Arată-mi de ce nu răspundem la asta. Și dacă este ok și sunt hotărâți, ok, fac următorul pas, haideți să ne vedem și cu cineva din partea de guvern. Exact, de validează cu toate părțile. Absolut. Bun, noi mai avem câteva minute până la final. Vreau un pic să ating și subiectul cum pot câștiga sau cum în eventualitatea reconstrucției Ucrainei vor avea de beneficiat regiunile din Republica Moldova. Iarăși, mitul de afaceri care vine, vrea afaceri în Chișinău, vrea afaceri mai aproape de frontieră, plus mai avem stânga Nistrului, da? Care stă sub semn întrebare permanent și e așa, zicem, o poartă, dar pe unde e această poartă? Pe la nord, pe la sud? Deci, și iarăși, dacă mizați și pe autoritățile publice locale, da? Pentru că avem deja regiuni care sunt mai pregătite, da? Sau sub aspect de mentalitate, să atragă investitori, că înțeleg că înseamnă locuri de muncă, înseamnă impozite achitate în bugetul local și posibilitatea de a face și alte proiecte de infrastructură pentru comunitățile locale. Și regiunile pot beneficia și cum? Regiunile pot beneficia, păi, la fel, pornim de la zona de business. Iată, eu vă spun din cum interacționăm noi. Da? La noi vine companie din raionul Ocnița și îmi spune că, uite, eu am un teren, nu-i departe de vamă cu Ucraina. Ok, partea de autorități locale să vină în planul 2. Odată ce investitorul a identificat, a văzut că pentru el îi convine acea regiune, îi convine amplasamentul, îi convine legăturile, îi convine tot ce este, cum este amplasat acel depozit sau acel teritoriu care vrea să vină. Și partea 2 este deja interacțiunea cu autoritățile locale și beneficiile care îl pot da. Mă repet, noi trebuie să ieșim acum să ne luptăm, din punctul meu de vedere, absolut cu toate instrumentele, pentru că noi ne luptăm cu granți, noi ne luptăm cu Polonia, cu aceeași Românie care are suficiente fonduri pentru a menține investitori buni la ei. Noi, neavând multe din asta, noi ar trebui doar să oferim servicii de foarte bună calitate, să aibă niște chestii din punct de vedere fiscal, sau din alt punct de vedere foarte atractiv ca să rămână aici. Noi nu ne putem și nu e cazul să spunem că putem fi mai tari ca România sau ca Polonia sau ca Bulgarii sau absolut, nici pe departe. Dar atunci haideți să ne creăm noi un mecanism de valori interesante pentru economia Republicii Moldova. Trebuie să resetăm sistemul și să vedem realitatea. Și de aici vreau să pornesc și cu ideea cu... V-am spus că vrem să facem acel registru a bunurilor. Că având un registru a companiilor, a persoanelor interesate ca să participe, în prima etapă, mă refer, cu partea de storage, depozit, teren, există acces. Informațiile atunci când există interes. Putem înțelege cam comunicate. Cum sunt structurate ofertele noastre. Ce avem pe zona de nord, ce avem pe centru, ce avem pe zona de sud. Reșind în toate astea, bine, dacă vorbim de Chișinău, sigur, Chișinău e un hub industrial. Bun, 70% din economie 70% e Chișinău. Totodată, linia Ungheni de cai ferată tot trece prin zona Chișinău. Eu știu că este și la nord, acolo și în partea de sud. În partea de sud este problema că atunci când de la Portul Giurgilești vine calea ferată, el iese un pic 15 km prin Ucraina, apoi reintră, sunt niște garanții care trebuie depuse, prețurile sunt mai mari și un alt inconvenient a fi și starea poate învechită a multor căi ferate, motiv pentru care permite deplasare foarte lentă, 20-30 de km la oră. Ceea ce din timp ia foarte mult și camioanele devin mai rentabile. Așa că noi, asta trebuie privită ca un ansamblu. Dar vă spun altceva, că atunci și Ucraina înțelege și România înțelege că indiferent de cât ar putea atrage Republica Moldova absorbit din potențiali investitori, sunt nevoie de niște de căi clare de acces, de niște coridoare. Și Republica Moldova
din ce mai știu, deja se încadrează în acele coridoare care, la care se lucrează intens. Noi doar va trebui să ne conectăm și vom beneficia automat prin amplasamentul în care, în care suntem. Boris, timpul s-a scurs repede, noi am ajuns la final. Îți mulțumesc foarte mult pentru insight-urile și discuția legată de această temă actuală, reconstrucția Ucrainei. Și cum Republica Moldova se poate implica în acest proiect. Sunt sigur că beneficiile sunt importante, inclusiv nu doar pentru mediul de afaceri, dar și pentru relațiile bilaterale dintre cele două țări. Nu am fost probabil niciodată atât de apropiați cu Ucraina, așa cum suntem din 2022 încoace. Ucrainii au fost în casele noastre, i-am ajutat, i-am adăpostit. În continuare sunt mulți care sunt aici. Cred că este loc de consolidarea acestor relații și în perspectivă. Îți mulțumesc și vă doresc discuții productive și cât mai mulți oameni de afaceri interesați pentru ca voi să puteți să creați registrele și după aia să-i ajutați să se găsească unii pe alții cei din vest, Republica Moldova, investitorii cu partenerii din Ucraina care caută și au nevoie de soluții pentru reconstrucție. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt ferm convins că toate acțiunile pe care le demarăm în parteneriat cu toți colegii din sistemul cameral, implicați direct sau indirect, inclusiv colegii din guvern, vor da doar o plus valoare economiei Republicii Moldovei, cât și celorlalte state implicate. Mulțumesc încă o dată. Prieteni, sper că ați găsit discuțiile și subiectele noastre interesante și utile. Dacă v-a plăcut această emisiune, vă îndemn să o recomandați mai departe către trei oameni care s-ar putea bucura de ea. Și dacă aveți idei, întrebări sau sugestii pentru subiectele viitoare ale emisiunii noastre, sau vă doriți un anumit invitat, vă încurajez să ne scrieți pe canalele noastre de social media. În final, vă mulțumesc pentru că ați petrecut timpul cu noi astăzi și ne revedem vinerea viitoare de la ora 22:00. Până atunci, să aveți mult succes și inspirație în activitățile și afacerile voastre.